Ahí sí te hombre, papay, si estaré papay, voy por dar tu pirifaña, numa, numa santa, de armay. Căftăm a voastre doare, a voastre mșala de căr, purtate cu măreață, piaietilor cărăr. Care-i mașcândeaie, pe limoși de Sankir dersim Ai si da umri Baba si sri baba Urta kupiri pavani Numa sabda numa darvani Urta kupiri pavani Numa sabda numa darvani Izgura greșite Pavloi clave căvăftăm Toalor măiți de ape Povetea va n-aflăm Poarta initorului Dor au niștire Șambura încruțiată Pirifai v-au purtăm Ai și Să vă dau numai
Ținisiți participanță, ți vinit la adunarea generală de Iurcuseala Ziua Națională a Armiilor. La este adunare generală extraordinară, ia parte trecuța al țării peste 8.000 din membri afară armenești din România, din țulcările din Tulcea, Constanța, Slobozia, Călăraș, București și Banat. Turnăvară, ia parte ca oaspeți de ținia petrecuților asuțatelor armenezi din Balcan. Din Republica Macedonia, este preftul Sașo Erunda și emorul Alexandru Costor Gioga. Prezentul asuțatei armenilor din Atena și Orice Amitru, prezentul asuțatei armenilor din Delia. Din Franța, Nicolae Caracota, secretar AFA, asuțat armenilor din Franța. Paris. Din Germania, secretarul Burca, Uniunea pentru Limbă și Cultură Armenească, Oelia Chira Iacoveanu Manf. Turnăvară spune că la este adunare sunt crisiți reprezentanța statelor din Macedonia. Excelența sa, domnul ambasador Tihomir Ilescu. Din Vârgărie, excelența sa, domnul viceconsul Stoianov Iavov. Din Spania, prim secretar general al ambasadei, doamna Nuri Reigosa. Cum și a organizațiilor europeane per România, doamna Ioana Oprișan. Aiesta adunare, iar să nu spun ei, trebuie să ne spunem Carava și Vrearea, până din marginea și anticra de pe pâinii și străpăpâinia noastră, care cu catastrofe grele, ustroase, viațele urbane,
și a prăftăsire transnaționale cu bani adesne, strangere și limba arunească. Tinisiță adunare, vârbăr pălcărsesc cu toran, un stic de oară și producem aminte. Mentor, candăstitorul spiritual de chirola nostru, ți duci toalanții de-an altul, domnul Vasile Barba. Vă rog, un minut de replică. Da, vă mulțumesc, Tifurnia, casa, atrizarea spectacolului de cântece și jocuri armăresă în viara armilor, la care luare parte, ca zgadă a esta mușătețe, a rămânii de sulcările de la fara armurească din România. Spunearea, tivriare, alustui spectacol armurescu, tu locului saflară trecuții a noștri stăpâni, tovara Corceaua, tu Macedonie în Grecia, iubiaște, era iniț aproape peste 3.000 de rămâni. Așa cum se știe, Cafian, fara armărească de România, Andreaze zilele a culturii armărese, cu ieșita mestru August, Constanța, unde Marea Andamusă, cu inita și armânilor din Balcan. Cu aceste furnie, sănură aceste evenimente, ca lansare de carte, expoziții de lucru armărese, expoziții de cultură, să mai stară o cabaia. Unul delegație a tuturor armânilor din Balcan, oare parte la Consiliul Europei, tot zilele de 14-17 din Cireșar 2007, Iusfeață, până prăstăseară, tica tanda să armânilor din Balcan. Ție s-a drăl, pânătoră, ție iasă, te-a drăl în Indie. Cu furnie a cuscuserei a dați ani de la recomandarea 1333 a Consiliului al Europei. Toamna, în altă delegație, era dusă la Bruxelles, la Parlamentul European, cu scopul de îndrupare, propriu scopul a armâilor din Balcan. Una acțiune de mare simpatie afară iar mâneasă în România să nu mergi cu subendul. 2007, tu Elveția, la Vicentis, eu cu ajutorul a organizației Convivența a Guvernului Elvețian și a FUEM, s-a îndreapt un simpozion, chiro de 3 zile, eu era cărisit și reprezentanța statului din Balcan, apoi urmează Armenia. Tuchirul a celor 3 zile de lucru s-a pufosit. Se băgă e-mailul a Consiliului Armenesc din Balcan, care se reprezintă comunitatea armenească cu legăturile cu organismele europene. Avem umutea că unul oară, în băgarea tot lucru, al lui Scopol, îndrădâia comunității armenești. Ți mutrește ținerea tubană a limbei, a adescă și a râză. Organizații de oații din României, de apoi va să avem un zbor de la Armânii din Balcan, după aceasta va să intrăm torada din Moabeti a adunariei, tu care va să părăstăsim, dau rezoluții, dau pripuneri din rezoluții, va părăstăsească dinaintea voastră vicepreședinta domeniului juridic, Irana Darlaiane. De apoi va să intervenții a reprezentanților afariei, ți va să spurească tu legătură cu aceste rezoluții și cu alte probleme ți le-au armânii. Tu, bidisită, va să supunem la vot rezoluții. Îți vedem nezihit simplu cu ani, de aveți tu mabii, puteți le mutriți tu chiroții, îți dizvărtească adunarea. Voi zic că auați că avem și alți oaspiți din Machiduniei, vizui domnul Mita Buda, vizui că iați și domnul Perifan din Franța, iasă și ciorul al domnului Caracota, iasă și domnul Iani Manțu din Birmanie, snoacări și maleștiu astăzi de dimineții avem Azaua, Ghini Vineră. I-am aplauze pe ei. Am vrea răcare în rândul până la urmă. Și ca fie iertare că nu poate să-i bau alții din la noi azi, am are în urmărtul de simasie în damă și Strasbourg, cu prezidenția Parlamentului Statelor Membri a Consiliului Europei. Năbitrații s-a dus la lui și năbitrații trămulțani. În altă carte de simasie o apuchem de la prezidentul FUEM,
Bucureștiu, Ungaria, ținem congresul la FUEM. Nu știu, mai să știți toți că organizația noastră, Paracunaștrii România, este membru de această organizație. Avem de reprezentanța acolo la acest congres din Marisima Siria, este domnul Nicolae Zdura din București și Angela Iosif din Timișoara. Acolo va dezvăluiesc un program mult interesant, este de Marisima Siria. Ia și tu să ai altul reprezentant de la Vără Minister, care ne confirmară că va zină, de la Vără Ambasadă. Reprezentantul ambasadei Macedonia de Sia Steaua tu sală. Nu ajung Sivai. De la ambasada Bulgariei, ia Stivără. De la Suzata albanezilor, mai că găsim că sunt reprezentanță tu sală, mai vor zile zică vă zbor. Da, avem careva, careva, spuneți cu un zbor. Un mare savant german în secolul al XVII-lea spunea că cei mai vechi și, din păcate, mai necunoscuți, populația Balcanilor sunt a românii și albanezii. Am fost frați pretutindeni și suntem în toate regiunile Balcanilor și în întreaga lume și diaspora. De aceea v-am spus frați pentru că de sunteți. Doresc să vă adresez din partea noastră la mulți ani, să aveți multă sănătate, să vă bucurați și să ne bucurăm împreună de familiile noastre, de realizările noastre și eu vă promit ceea ce pot să fac ca un reprezentant și prin atribuțiile pe care le am, sunt la dispoziția dumneavoastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani! Să la mări, să la mări, cum spunem noi, îi vine timpul verde și timpul reație la ambasadele respective, unde sunt tot Balcanul. Pentru un român sau român, cum spunem noi, dorește să vină aici, sunt foarte, foarte mult greutăți în tot ambasadele respective. Gădește în viitor și guvernul trebuie să întoarce puțin capul sau vedere și în partea a României oriunde să. Vă mulțumesc pentru venirea aici și doresc cu tot Ina, ce azi nu mai sunt eu primul și nici ultimul. Să-l dăm cât mai mult. Nu vreau să critic, dar la intrare trebuia să ne dirigeze cineva aici în față. Sunt reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, Gheorghe Sarău, inspector în cadrul Direcției de Învățământ pe limbile minorităților naționale și relația cu Parlamentul. Reprezint pe doamna secretar de stat, pastor Gabriela, care la rândul său reprezintă pe domnul ministru. Ne este foarte, foarte cunoscută tema întâlnirii de astăzi. Lucrăm în acest domeniu, cunoaștem că trebuie să ajutăm prezervarea, păstrarea identității culturale a tuturor grupurilor etnice din această țară, că trebuie să încurajăm legăturile culturale, spirituale ale fiecărei formațiuni etnice cu cele similare din alte ținuturi balcanice și nu numai. Cunosc foarte bine și pe undeva se aseamănă această dorință a dumneavoastră spre unificare dialectală, spre unificare, spre trecerea la unei limbi comune. Cunosc lucrurile acestea de la limba de care mă ocup în cadrul Ministerului, limba romilor.
Și ei au avut aceste probleme. Trebuie să priviți spre ceea ce vă unim. Corneliu Zeana este numele meu și sunt președinte fondator al Asociației Europene a Cadrelor Didactice din România. Președinte fondator, nu mai sunt președinte acum, al secțiunii române a Mișcării Europene și sunt încă în comitetul director al Mișcării Europene de la Bruxelles. Și vorbesc despre spiritul Europei în două fraze. În nicio altă zonă din Europa, unificarea, ștergerea granițelor dintre statele naționale nu este așteptată cu mai multă bucurie decât în zona Balcanilor. Este singurul mod de a rezolva niște conflicte foarte vechi care, din păcate, au divizat oameni și populații care ar trebui să se iubească. Din punctul meu de vedere, probabil este un mare succes, un mare progres ceea ce s-a întâmplat în Kosova și va schimba fața Balcanilor. Următoarea extindere a Uniunii Europene se va produce în Balcani, după Slovenia, Macedonia, bate la poarta Europei, Croația și probabil Kosova și în curând Albania. Nu vreau să spun că în ultimul loc este Serbia. Toate aceste intrare într-o Uniune Europeană, fără granițe, cu popoare libere, va deschide calea afirmării poporului armân, a acestei etnii. Haristov. Un ultim apel, dacă mai este un reprezentant. Da, doamna Ghirața Megheane va vorbi. Duruții mei armâni, nu era zborul tăzit, marță seara zici tăzit, șcățeni. Cum zice nipotul care a fost Dumnezeu în ciuciură, du-te, tăs nu schersească dușmaie. Marș nu te duci, vă zica, scăpăm de Vasile Barba, scăpăm și el. Stratea din nu cărțit mulți, că vedeți mulți oameni. De avea zis un armânt oraș doi ani, ori ții teatra în caș perifere, care miștea de 78, când au putin problema este. Nu fu teatra, fu simiță bună și zvede ca cățelor. Și voi vă zic, ce vrem noi? Noi vrem să armânem, putem să armânem armâni. Că și mă armâni, macedoni,
din Macedon armâi de peste 2000 de ani. Și vrem și trește, lipsește ca statele țin noi să ne ajută. Noi nu țin apoi ni de români, ni de greci, ni de vără. Țin totuși că ei, dar țin un alt milete și vrem să rămânem armâi. Fără frică și fără arșine. Să rămânem armâi. Mărturisesc că m-a scoat prin surprindere. Nu eram pregătit să vorbesc, mai ales că nu știu armâna și s-ar putea să nu răspund așteptărilor voastre. Mulțumesc de invitație,